Salut, prieteni! Bine v-am regăsit! Începem un nou episod de din seria Cura Pedulețul. E bine, suntem în sezonul 3 și astăzi avem episodul numărul 2 din acest sezon. Am început slăbuț sezonul. După ce am câștigat 3-0 cu Glinceni, doar un 2-2 facem cu Chindia în Giulești și după pierdem la Cluj cu 3-2. Așadar, ne e debutul pe care ne-l-am dorit noi de sezon, însă astăzi avem șansa de a străluci, avem șansa de a ne califica în grupele Champions League. Jucăm cu Rosenborg în preliminariile Champions League. Avem cele două meciuri, prima oară mergem în Norvegia pentru a juca. Între aceste două meciuri jucăm acasă cu Farul, iar pentru ultimul meci din acest episod avem așadar returul cu Rosenborg în Giulești. Ne așteaptă trei meciuri destul de dificile. E clar, acest meci îl vom aborda cu titularii, acesta cu Rosenborg. După, în campionat, clar vom juca cu rezervele pentru a fi pregătiți 100% pentru returul din Giulești cu Rosenborg. Îi dăm drumul, sper să intrăm bine în acest episod, așadar nu avem timp să ne acomodăm foarte, foarte mult. Trebuie să începem foarte, foarte pregătiți de acest meci. Trebuie să încercăm să marcăm cât mai repede și să obținem calificarea încă din tur, dacă se poate. Un rezultat cât mai bun, e clar, face favoriții la meciul retur. Da, hai să dăm drumul la treabă, hai să începem acest meci și să vedem dacă reușim să eliminăm această echipă. Nu știu ce mă așteaptă, nu știu la ce să ne așteptăm de la această echipă, nu știm absolut nimic despre Rosenborg, însă vom afla cu siguranță în primele 10, 15, 20 de minute cum vor sta lucrurile și vedem dacă va fi un meci ușor sau Rosenborg va reuși să ne încurce, să ne pună probleme. Avem jucători noi, probabil va mai dura ceva timp până ne vom acomoda, până vom crea acea unitate de care avem nevoie. Încă Drăgușin, e clar, nu se înțelege acolo cu Ghiță în defensivă, va mai dura până se va suda acest duo din defensiva noastră. La mijloc chiar Băluță încă nu este foarte bine. Da, Crepulie. Foarte bine obișnuit acolo cu cu Crepulia și va mai dura ceva timp până vom lega foarte multe lucruri în această echipă. Nici Bambimbi nu e clar, nu se simte foarte bine deocamdată lângă Ricky. Sunt doi jucători foarte, foarte buni, doi jucători asemănători, dar sper eu să... Da, Vali! Bun! Bun șutul lui Vali aici, însă scoate portarul în bară. Scapă Rosenborg aici. Avem ceva jucători noi în echipă, va dura timp până îi vom pune împreună. Nici pe banda stângă nu suntem foarte obișnuiți. Avem fundaș stânga nou, avem mijlocaș stânga nou. Balde, fundaș stânga, Mihail, mijlocaș stânga. Așadar, schimbat toată partea asta. Drăgușin joacă aici cu Boboc. Cu siguranță arătăm mult mai bine. Da, Sefer, cât de bine se toarce aici Sefer. Trece Sefer. Da. Era offside-ul lui Pene. Foarte târziu a dat Sefer drumul acolo la pas. Bună degajare a portarului, găsește un jucător cu echipieri. Bun aici Crepulia, Sefer greșește, însă pas a fost blocat acolo. Pereira. Trece Pereira acolo și pasează cu Vecchia. Întoarce acesta pentru Scarsa. Mai departe Hoff. Pasează cu... Oh! Prima acțiune interesantă a norvegienilor. Reușim să recuperăm și putem pleca aici pe o contră periculoasă. Ei, ce intrare a venit aici.
puteam pleca aici pe un atac foarte periculos, aveam spații foarte mari. Da, Dariki! 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 De data asta, faie! Nu are ce să mai facă la acest șut. Și 1-0. Deschidem scorul până la urmă. Nu pare o echipă care să ne pună probleme. Aici e șutul pe mijlocul porții, însă șut bun, destul de multă forță pusă în acest șut de Enrique și portarul de la asta nu mai are nicio reacție. Apare o echipă, este play-off la noi în Liga 1, pentru că s-a văzut ce probleme au avut episodul trecut chiar cu Chindia. Echipa care a jucat în play-off sezonul trecut. Au 2-0 și a reușit Chindia să revină, să egaleze în Dulești. Scoate aici Bazunu. Din nou subestimăm adversarul și imediat adversarul vine peste noi și are o reacție, are o acțiune bună. Bună baza asta lui Drăgușin pentru Boboc. Are spațiu aici Boboc. Pasează aici cu Mihăilă pentru Crepulia, se întoarce cu fața Crepulia, Mambibi, foarte lent aici, a avut spațiu, însă nu profită de el. Pasă în adâncime pentru Noah, Aghiță, nu reușește Aghiță aici să blocheze și ocazie mare de a face 1-1, Rosenborg. Puteam noi să marcăm acolo, să facem 2-0, nu o facem, vine adversarul pe contră și era să primim gol. Nouă Boboc care aici spațiu, pasează cu Mambimbi, vine Crepulia acolo, blocat Crepul, scoate în stânga la Mihail. Chis aici Mihail, blocat pe un 1-0 pauză, trebuie să mai marcăm. Vedem norvegienii pot pune probleme. Oricare altă echipă, mai ales acum că jucăm la Ultimate, orice echipă se poate pune probleme, n-are nevoie de foarte multe ocazii pentru a marca. Oricine se poate marca din absolut nimic. Așadar, trebuie să ratăm goluri meciul serios. Noah joacă aici cu Hof, Eriksen între linii pentru Noah, scoate aici în bandă pentru Vecchia trece acolo și este 1-1. Deja am văzut unde a trecut acea minge. Cred că a fost autogol. Pentru că ne-l arată pe Vecchia aici. Da. Ghiță își introduce aici mingea în poartă. Ce drept era băiatul ăla acolo, era pregătit să pună latul. Însă Ghiță îl ajută, îl scapă de o griș. E incredibil. Dar adevărat, nu reușim să menținem poarta intactă. Pentru că unei echipe care am spus și mai devreme, mi se pare o echipă destul de slabă. O echipă care să-ți creeze probleme foarte mari. Ce gol marcează aici, Eric. Din nou faie, n-are nicio reacție. Avem o reacție bună. Marcăm aici un gol foarte ușor. Șut pe jos al lui Ricky, nu e foarte puternic de data asta. Însă portarul este depășit. E bine că intră port. Șut la colț scurt aici. Portarul nu are nicio reacție la acest șut. De fapt, are o reacție, dar se duce așa pe lângă minci. Da, hai să ținem de rezultat. Să încercăm să mai marcăm, de fapt, să ținem de rezultat, mă refer să nu mai primim gol. Și să încercăm să mai marcăm, pentru că se poate schimba total acest meci în Giulești. Poate Rosenborg să arate cu totul și cu totul altfel. Poate să arate de 10 ori mai bine.
La trece Reiten aici, destul de frumos, Eriksen pentru Hof, Skarsen, din nou Skarsen, Noah, scoate aici la margine pentru Skarsen, Dechia, din nou Skarsen, nu mai reușit să recuperăm acum, trece Skarsen acolo, pasează cu Vechia, întoarce pentru Eriksen, Skarsen. Întoarce acesta, pasă aici pentru Reitan. Reitan. Centrale aici pe bara doua, noi acolo bazunule, dar au posesie prelungită aici a norvegenilor, reușit să recuperăm până la urmă. Să dacă reușit să creăm și o beluțe, tată, ce înseamnă asta? Atent, Ghiț aici, bun. Ce intervenție bună are Ghiț aici. Hai să calmăm un pic jocul. Vedem cei de la Rosenburg, ies în pressing. Beluțe, greșește din nou Beluțe. Pereira, Noa. Da, bun aici Beluțe, recuperează. Pasă în loc de linie aici pentru Mihail. Hai să vedem dacă ajunge Mihail. Nu înțeleg aici ce am insistat, venea fundașul la cu mine, era foarte greu să depășesc acolo fundașul, însă eu am insistat să joc acolo cu Mihaila, deși nu aveam culoar, nu aveam spațiu să depășesc fundașul. Hof. Bun, Crepuria, încă o dată, nu sare mingea la ei, pierdem aici destul de ușor, bine, Drăgușin. Ghiță. Am mai reușit să mai creăm pericol. Hai să vedem poate acum înainte de final. Primește aici Mihail în bandă. Bună pasa pentru Ricky în fața porții pentru Mambibi. Și este 3 la 1. Felix Mambibi a fost offside. Bine a fost offside. M-am grăbit aici să centrez în fața porții pentru că putea să intervină portarul și Mambimbi e în offside. Era perfect un 3 la 1. Să venim cu un 3-1 din Norvegia. Hof. Joacă în dreapta aici pentru Seide. Toate acesta pentru Pereira. Deci Pereira și centrează, respinge Ghiță, haide Pitule. Crepulia. Joacă aici cu Ricky. Bună, bună sincronizare aici. Haide Mambibi, tată. Haide Mambibi! Două oportunități mari de a majora pe scorul. Da. Da. Ah, ce intervenție a avut fundașul acolo. Puteam scăpa singur cu Ricky. Obținem o victorie care ne dă încredere, însă dacă ne prezentăm la fel de prost, ne poate scoate Rosenburg. Vedem, n-am dominat foarte serios această partidă. Și putem avea probleme la retur dacă nu-i tratăm serios. Acum e buba, pentru că în Liga 1 va trebui să jucăm cu rezervele și aici e problema noastră cea mai mare, când jucăm cu rezervele în Liga 1. Oferta pentru bazonul de la Schalke, stați aproape că vă contactez eu, 6 milioane pentru bazonul, ce să fac cu 6 milioane nebunilor? Ați vrea voi, dar nu are cum, n-are cum. Intrăm, da, cu rezervele. Cam aceeași echipă la rezerve, apare doar Gane acolo în atac, Albu apare și el la mijloc, ca noutate în acest sezon în echipa de rezerve. 4-3-3 va juca Faru și ne așteaptă un match extrem de dificil. Am luat-o pe asta de la Dan Petrescu, de oricine joci, băi, e un match extrem de dificil, ca să pot să motivez jucătorii, gen, știi? Adică să mă motivez singur acum, băi.
E un meci extrem de dificil, trebuie să-l tratezi serios. Frederic Ananu, băiatul pe care l-am adus noi liber de contract și l-am dat logică, ia-l mortul că noi n-am ce să facem cu el. Revenim în Giulești. La trecută n-a fost un meci foarte bun făcut pe băieți. Am reușit să dăm cu piciorul lor două puncte. Dăm cu piciorul celor două puncte pe care le aveam în buzunar. Vezi aici Pirola. Da, am avut 2-0, am reușit să pierdem. Ce intervenția redus-o aici. Am vrut să prindem acel avantaj destul de ușor. S-a terminat până la urmă 2 la 2. Recuperează Bogar de Caramoco aici pentru Gane. Trece Gane. Are spațiu. Gane. Gane! Luat pe sus aici până unde credeam că mă duc. Până în poartă. Până în poartă am crezut că mă duc. Ce pasă riscant aici. Ce pasă riscant aici pentru Aioani. Scoatem un corner din absolut nimic. Absolut nimic. Pur și simplu am făcut pressing acolo și adversarul ne-a cedat posesia. Ture. Loc aici cu Caramoco. Caramoco pentru Ganea. Prea tare aici pasa. Nu înțeleg de ce nu pune piciorul acolo. De ce a lăsat mingea să curgă? N-am înțeles. Și poate fi un contraatac periculos aici pentru Farul. Morales joacă cu Buta. Se întoarce Buta și pasează cu Morales. Pasă aici pentru Grameni. Mai departe. Petre. Casap. Dusu. Scoate aici pentru Beck. Un alt jucător de-al nostru. Beck. Grameni, Morales, cât de bine pasează viitor, pardon, viitor, Farul. Nu reușim să le luăm minge aici, nu? În sfârșit, mai greșesc și ei, dar ne batem joc imediat. Le dăm înapoi, gen noțul cu noi, n-avem ce să facem cu el. Morales, centrează aici Morales, Grameni, marchează cu capul, bazinul din pom. Superb. Superb. Dar cum se primește gol cu capul din poziția aia, băi, e bazonul ăla, băi. Ai bazonulică, băi. Caramoco blocat aici, recuperă Ture. Nu se apără această echipă aici, nevoie. Nu putem să-i desfacem. Da. Ana nu aici. Ture. Generează Ture. Ture! Scoate Ioani. Vreau să caut culorul de șut, însă era greu să treacă pe acolo. Băi, Ganea, băi, băi, Ganea, băi. Oameni, iau-te contra, iau-te contra aici, nevoie. Bine, vă gard. Mai nu putem să oferim astfel de cadouri adversarilor. Da! Da, excelent ture, se întoarce aici cu fundașul în spate, da. Reușit să egalăm. Cât de prost am intrat în meci. Bine și Caramoco aici, nu s-a repezit. Bună și finalizarea lui Ture până la urmă. Egalăm înainte de pauză, hai să vedem, mai sunt 5 minute, poate reușim să dăm lovitura. Morales. Dacă mai atingem minge. Joc aici cu Buta. Excelent, Justin. Recuperăm Gane.
joacă cu Albu, bun, această pasă pentru Mansferk, mai departe pentru Guindo. Da! Da! Do! Bine, bine, Justin! Cât de bună e centrarea lui Justin și îl gare decât până dat acolo. Primul gol pentru Gane. George Gane, în caz că nu știați, a jucat la Rapid și a fost jucătorul Rapidului. A jucat la copiii Rapidului. Însă, după ce am avut noi acele probleme și s-a ales praful de Rapidulețul din prima ligă, el a plecat. Nu mai știu unde a ajuns prima și prima oară, mi se pare că a plecat pe undeva pe afară. A fost și pe la CFR Cluj o perioadă, deci după a ajuns la Farul Constanța. Da, l-am readus în Giulești, pe băiatul lui Ionel Ganea și vedem, ne putem folosi de el. Hai să revenim la balanced, n-are rost să mai atacăm, să fim descoperiți în defensivă, să ne prindă băieții ăștia atât de ușor. Acum avem 2-1, trebuie să încercăm să-i desfacem cât mai cu astfel de pase. Nu desfaci pe nimeni, prietene. Știi ce zic? Da! Ganea! Era greu să intre aici șutul. Haide, Justin, foarte aproape să recupereze acolo. Petre. Cerează Petre, joacă în dreapta aici pentru Beck, pasă în adâncime, nu avea cum să nu ajungă bazul la această ringe. Pirola joacă aici cu Albu, liber Guindo pentru Ture, are spațiu Ture. Ture joacă aici cu Ganea, se toarce cu fața, George Ganea. Ce dau eu cu stângul de aici, el fi dreptat și mai făcut și o schemă, mai pus și mâna la ochi. În loc să dau eu șut în firea lui, dă-i bă șut și dă-i gol. Am dat un schem, cu schepsis. Cioban. Și acum o să plângem după ratarea, bineînțeles. Așa facem noi de obicei. Beck. Întoarce aici pentru Cioban. Duso, din nou Beck, singur acolo, fața porții Morales. Când bulan avem aici? Avem bulan imens. Putea să se facă 2-2 aici. Are de la noi râsul meu. Până la urmă... cât să-l des la... Până la urmă mă așteptam la un meci mult mai dificil. Pare că Farul n-are forța necesară să ne pună foarte multe probleme. În comparație cu meciul cu Kendia sau cu... Da! Bine, Ture! Haide băi, Ture! Fă 3-1 și ne băgăm la somn! Slab a șutat aici. Cât de slab a șutat aici. Degajează lung Ioni. Haide, boboctat. Pierdem acolo duelul la cap. Ciobanu. Din nou Ciobanu. Scoate aici în stânga pentru Buta. Întoarce acesta pentru Mladen. Joacă direct cu Petre. Beck. Ciobanu, ce pasă de Ciobanu aici, da, Bazunu, ce pază a dat Ciobanu acolo, l-a lăsat cu Joli pe liber pe Petre. Nu greșim aici, doamne, cât sunt de slab, hai bă, pitule, băi, și să blocăm aici. Da, tremurăm pentru cele 3 puncte, pentru că nu sunt în stare să marchez. Da, Bazunule. Am avut situație bunicică mai devreme, n-am marcat și acum tremurăm. Aolo. Doamne, ce le facem, bă, băiatule? Dar acum sare minge, aia zic că sare din colțul mesei.
Da, cure, ai culoare aici. Ai culoare aici, da. Haide, bă! Pitu. E bine, se apără aici Ana, nu? Azi ne îmbrăca sa pe ultima fază. Hai să rupem jocul, hai să rupem jocul. Hai să rupem jocul, hai să rupem jocul. S-a băgat sub minge aici, fundașul meu cu dreapta. Morales, Morales în fața porții. Haide să respingem, da, Balde. Metidio. Joc aici în lung de linie pentru Caramoco. N-ajunge Caramoco aici la minge și mai are o șansă farul. Gramini pentru Petre. Pasă în adâncime aici, atent. Reușim să degajăm și asta. Doamne, mă, că sunt de penibil. E bine, e bine, victorii le aduc victorii. Aducem 3 puncte cu rezervele obținute destul de greu. Destul de greu obținute aceste puncte. Revii de la 1-0. Vedem destul de echilibrat meciul. Ce drept puteam să marcăm de câteva ori, să facem 3-1, n-am făcut-o și până la urmă de aceea a fost atât de dificil să le impunem. Dar important e că am reușit să obținem cele 3 puncte. Prima ofertă pentru Ghiță de la Sheffield de 1 milion. Pe bune, cum să o dau pe Ghiță pe 1.900.000, pe bune? Prima ofertă pentru Cernea. Și îl dăm pentru că la noi nu mai joacă Cernea, nu mai are nicio șansă să prindă el la noi. Hai să refuzăm oferta asta de la Schalke, să refuzăm și pe asta de la Sheffield pentru Ghiță. El costă 1.700.000, are 71 overe, cam pe acolo ar fi. Bine, un pic poate peste 2 milioane, cât putem obține pe el în momentul de față, dar nu suntem interesați să renunțăm la el. Sincer, era bun acolo un Pașca, nu am văzut că arată foarte, foarte bine, dar mi-am mulțumit și cu Ghiță deocamdată. Revenim cu titularii și pentru prima dată în acest sezon avem un meci de Champions League în Giulești. Vine Rosenborg, ne vizitează. Hai să obținem o nouă victorie, hai să obținem calificarea mai departe. E foarte important să ne calificăm în acest sezon. E clar, ne dorim mai mult ca în sezonul trecut să atingem finala Champions League. E clar, arată bine lotul. Arătăm bine și cred eu că trebuie să ne propunem mai mult. Au crescut și majoritatea copiilor deja, nu mai au o vârstă foarte, foarte mică și putem să ne gândim la lucruri mult mai importante în acest sezon. Aici vechea pentru Pereira, Eriksen joacă pentru Smarksen, Noah. Bun, Balde aici, însă pasează greșit. Seive joacă aici cu Ritan. Eriksen. Skarmsen, bun, Balde aici și putem pleca pe contră. Da, Ariki. Ce intervenție bună are fundașul aici. Vechea. O, ce pasă aici între 2 și 1-0 pentru Rosenborg. Ce contraatac. În loc să avem un contraatac, să mergem să marcăm, e bine, Rosenborg face 2-2. Egalează la general. Cât de prost am apărat aici. Dar ce pasă a găsit băiatul ăla și eu îi ofer practic șansa pasei mai departe. Da, e o bazonul, mi se pare ușor, ușor învins. Ieșim la atac pentru că în acest moment avem emoții de a ne califica mai departe, dar de ce mă grăbi? Of, 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 of. Bună pasă asta lui Boboc. Balde.
Treia Ricky, excelent. Ricky. Ricky! Jade Jones, liniște, tată. Liniște. De vine acus aici atacul diagonale superbă, pasa lui Bande și după Ricky de poveste. De poveste Ricky. Începe perfect acest sezon de Champions League Ricky. Acest sezonul trecut a fost goal getter în această competiție. La un moment dat îl aveam pe Rashad goal getter, însă s-a accelerat acesta și Ricky ia la fața. O pasă din nou bună aici stânga pentru Vecchia. Vecchia cu Scarsen. Pereira centrează aici pe bara a doua, respinge Benuțe. Ricky vine acolo și recuperează Crepulia. Beluțe blocat acolo, Beluțe nu intră pasă pentru Balde. Diagonală bună din nou aici, atent, Boboc. Mihaila. Vine Boboc în bandă, ce intrare urât aici, ce intrare urât aici. Doar cartonaș galben, doar cartonaș galben. A vis direct pe picior acolo. Aolo, Răducule, unde plecai, tată? Ai fugit, am vrut să joc cu tine, mic, și ai fugit. Ai fugit de minge. Din nou scoși aici destul de ușor, bine, Valde. Viță joacă aici pentru Mihaila, liber, dreapta, Boboc, are spațiu aici, Boboc, accelerează, Boboc. Hai pe bara a doua. Resping norvegieri, Pereira. Lung de linie pentru noua Vecchia. Cerează aici Vecchia. Era sigur, întoarce aici pentru Pereira. Pereira. O, ce pasă găsește aici Pereira. Reușit să vă corp până la urmă. Am aglomerat acolo zona centrală. Balde foarte aproape să piardă aici. Ricky coborât foarte mult. Balde greșește, Balde aici. Suntem iar surprinși și se ide bine că a întors aici, se ide, că dacă accelera eram un pop și cu un aer. Rita. Bine, Balde, excelent aici. Dacă de prima pentru Ricky, ce intervenție bună are Hoff aici. Puteam să plecăm pe contr. Ghiț. Crepuli. Mai departe cu Mihaila, din nou spațiu mare aici în bandă. În fața porții respinge. Da! Bine, Boboc. Mai departe pentru... Sfântul pe 2-1. Băi, salută mai de pauză. Bun, întoarcem scorul până în pauză, după ce primisem gol destul de repede. Ce vrei să-i ne faci prietene la asta? Bine, aici Boboc s-a luptat și a recuperat Ricky de mai departe și se ferică, blochează și el. Acum avem din nou avantaj, din nou mărim avantajul față de adversar. În acest moment avem două goluri avans, nu cred eu că mai putem să pierdem această calificare. Trecem din nou la balanced și să încercăm să concretizăm acest rezultat într-un gol, două marcate, bineînțeles. Da, Vali. Vali. Joacă aici cu Ricky Jade Jones, prietene. Faie, îl execută Ricky din orice poziție pe acest faie, stânga, dreapta, zbang, 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 n-are nicio reacție. Da, foarte bun, foarte bun Ricky, deja foarte rar mai ratează. Acum, cum are ocazia, zbang, bang, bang, îți înscrie Ricky. A ajuns la un nivel foarte, foarte mult. Facem 3-1 și practic înmormântăm această calificare. Nu cred că mai poate reveni Rosenborg acum.
Am zis-o încă din meciul trecut, echipă slăbuță, adică se pare mai slabă decât Chivia. Până și Crinceniu parcă ne-a pus ceva bună. Bazonul aici prin acest șut. Am pus să zic că nu ne-a pus probleme. La urmă ne-a condus cu 1-0, dar n-are forță pentru a se apăra. Da, ai te bă. Din nou suntem surprinși destul de ușor. Vechia trece acolo și din nou în situație de 2 contra 1. Scoate bazinul de data asta. Bravo, tată. Primul gol ai dormit oricum. Sau la golul din tur. De data asta ne scoate bazul. Scarsel. Vechia e offside aici. Jucăm ultima jumătate de oră fără mare interes. E clar, e jucat această calificare. Ba chiar mai mult, cred că vom mai marca. Hai te Balde! Asta aici în diagonală pentru Vechia. Vechia joacă aici pentru Paul. Din nou Vechia. Sincer, nu prea îl văd pe Băluță implicat în faza defensivă, nu prea recuperează, ceea ce mă îngrijorează, pentru că eu de-aia le-am adus. Da, ce pasă bună trimite aici Sefer și Ricky, rupe plasa tot. Se duce Faie din nou pe această minge, însă n-are ce să-i facă. O plasează Ricky acolo la Payangen, la Payangen, tată. Bun. Calma aici, Ricky. Atinge portarul aici acest șut, să n-avea ce să-i fac. Era greu să scoat de acolo. Pasă în stânga pentru Vechia. Cred că până la urmă cel mai periculos om al lor, acest Vechia, la golul din tur, el a fost principalul creator, creier acolo și a reușit să marcheze, deci, a fost un autogol acolo nostru. Bun, Drăgușii, atinge din nou ce Drăgușii ne-a bogat de joacă aici cu Ricky, mai departe pentru Vali. A depășit Vali acolo, revine Vali, recuperează. Mambimpi, dacă nu te-am văzut până acum. Nu te-am văzut până acum. Nu te-am văzut la acțiune. Poate de data asta Faie. Vezi cât înseamnă, una e când șutez cu Ricky, una e când șutez cu Faie. Cu Mambimpi, pardon, Faie portarul. Da, haide Drăguși. Haide, bă. Mambimpi. Sefer centrează aici. Crepulia, crepulia. Dar ea crepulia aici cu capul, însă era greu. Era greu să marchezi într-o astfel de execuție. Mai ales dacă nu prinzi poarta, e imposibil. Seide întoarce aici pentru Eriksen. Taxet. Gol pentru Asset. Ferreira. Întoarce aici pentru Asset. Oameni, ce era acolo? Ce era acolo? Erau 3-4 jucători de la Rosenborg. Marchează și Pedro 4 de la, chiar nu mai contează. Chiar nu mai contează. Nu mai au șanse aici. Cei de la Rosenborg. S-a revenit emigă de final. Hai să încheiem noi acest meci. Alb. Ricky.
Ricky a blocat aici și se termină 4-2. Bun, legăm astăzi 3 victorii, e bine, e bine. Mult mai bine față de debutul sezonului. Reușește Ricky hat-trick și ia bine acasă. Mergem mai departe. Sincer, eu am zis că este play-off-ul Champions League, dar nu m-am uitat să văd dacă este play-off-ul. Probabil, posibil, nici nu scrie ce e drept. Vom vedea imediat dacă suntem în grupele Champions League sau va trebui să mai jucăm frunturi preliminare. Primim ofertă pentru cine? Cernea Salt, Caiart, în sfârșit primim și noi ofertă pentru Caiart. Dar nu vreau la schimb prietene, pentru că nu vreau, ce să fac eu cu Oliva, băiatul ăla, ce să fac eu cu Oliva. Dacă îmi dăteai și mie bănuți, îți acceptam. Prima ofertă pentru Ricky de 16.700.000, de la cine? Real Oviedo, pe bune, pe bune. Acum ar fi asta să plece de la campionatul României la Real Oviedo, probabil în secundă. În secunda divizion, dar mă gândesc că dacă ofri banii aia, poate sunt în prim în La Liga, care să zic Premier League. Ia să vedem noi ce ne așteaptă în Champions League. Champions League. UEFA. Champions. Nu, a fost turul 3. Și acum vom juca play-off-ul cu AZ Alkmaar. Na, din păcate nu suntem încă în grupele Champions League. Trebuie să mai trecem de încă o echipă. Trebuie să trecem de AZ Alkmaar. Da, începem mult mai bine această lună august. Începem cu 3 victorii. 2-1 la Rosenborg, 2-1 cu Farul și 4-2 cu Rosenborg pe teren propriu în Giulești. Așadar, mult, mult mai bine. Episodul următor merge la Craiova pentru a juca cu FCU. Jucăm în deplasare cu AZ Alkmaar și tot în deplasare jucăm și cu Pitești. Practic avem 3 deplasări la Craiova, la Alkmaar și la Pitești data viitoare. Nu ne ajută foarte mult victoria asta din campionat, doar ne urcă acolo pe locul 6 pe zona de play-off. Ceea ce e bine, e bine deocamdată, dar trebuie să legăm victoriile în Liga 1. Nu mai avem voie să pierdem puncte, pentru că deja să fii pe locul 6 după 4 etape e cam mult. În fine, reușim noi să ne punem pe picioare, oricum mult mai bine astăzi. Mulțumesc, prieteni, pentru atenție. Până data viitoare, v-am pupat!